Noi dezvăluiri șocante în scandalul dezinfectanților. Timp de 10 ani, produsele Hexifarm au fost folosite de militarii români din Afganistan. MAPN dă acum asigurări că, după izbucnirea scandalului, s-a decis utilizarea altor biocide. Timp de un deceniu, rănile soldaților români care au luptat pe front în alianța NATO au fost dezinfectate cu produse fabricate intenționat diluat. Dezvăluirile au fost făcute de jurnaliștii de la Tolo.ro, care au arătat că militarii au primit asistență medicală cu produse Hexifarma. Produsele care erau autorizate pentru punerea pe piață conform prevederilor legale au fost achiziționate în sistem centralizat pentru unități sanitare din rețeaua Ministerului Apărării Naționale. MAPN a anunțat astăzi că după apariția informațiilor referitoare la neregulile dezinfectate a fost decisă utilizarea altor produse biocide, atât în țară cât și în teatrele de operații. Compania Hexifarm a fost pusă sub urmărire penală de Procurorii Parchetului General pentru participație improprie la infracțiunea de zădărnicie a combaterii bolilor.